exactly live program. Haideți de fiecare dată să spunem împreună acest verset. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Amin. Cei care vă considerați milostivi, miloși, vă rog ridicați mâna sus. Avem o biserică formată din oameni milostivi, cam 2-3 ori, la Lola, la Dan. După predică, nu știu dacă părerea va fi aceea, dar îmi place să cred că vom căpăta o înțelegere mai profundă a ceea ce înseamnă oameni milostivi. Și cei care au ridicat mâna, o mare responsabilitate înaintea Domnului, pentru că vor trebui să rămână milostivi, după cum Domnul definește mila și milostenie. Amin. Amin. Primele patru fericii, cei care ați fost prezenți de fiecare dată, au de-a face cu mine însumi, cu fiecare dintre noi, în mod personal. Cu felul în care îl privesc pe mine și atitudinea pe care o am față de propria mea stare. Sărac în Duh înseamnă tocmai că mă văd de vrednic de a-mi câștiga într-un fel mântuirea în ochii lui Dumnezeu și strig după mântuirea și după neprihănirea Lui. Plânsul pocăinței și așa mai departe. După ce am înțeles cine sunt și care îmi sunt nevoile esențiale și mai ales cum pot fi rezolvate, cu certitudine voi pricepe că nu numai eu, dar după aceea și relațiile mele trebuie să fie schimbate într-un mod radical. Fericirea a cincea urmează în mod logic după cele patru. Ca să le vorbești altora despre faptul că au nevoie de schimbare. Este nevoie ca mai întâi Dumnezeu să te fi schimbat pe tine. Ca să te implici în săturarea altora. Mai întâi Dumnezeu trebuie să te fi săturat pe tine cu belșug spiritual de sus. Milostenia sau mila înseamnă înțelegere și compasiune față de cineva care se confruntă cu o anumită problemă, cu o nevoie. Mila este de asemenea și îngăduință, bunăvoință, compătimire și îndurare față de cineva care ți-a greșit. Mila întotdeauna se manifestă în legătură cu alți oameni. De aceea, dacă cineva, o să vedem la punctul 2, la slogatele milei, dacă cineva consideră că mila are de-a face cu el și cu persoana lui, atunci aceea nu este milă, cum o definește Biblia. Aceea este altceva. Nu zic acum aici ce este. Mila nu este numai o predispoziție cu care să ne fi născut. Și să nu sunt milos, eu sunt mai repezit, eu sunt mai vulcanic. Ci este felul de milă care se învață de la Domnul. Așa că, în primul rând, uităm la standardul milei. Cea mai înaltă motivație a unui caracter milostiv este faptul că Dumnezeu însuși se prezintă pe sine ca un Dumnezeu milostiv. Și Domnul Iisus, în Luca 6:36, ne cheamă și spune, fiți, dar milostivi, cum Tatăl vostru este milostiv. Amin. Deci când Dumnezeu îi cheamă pe copiii Lui, Dumnezeu nu îi cheamă pe cei din lume să fie milostivi. Pe cei din lume Dumnezeu îi cheamă la pocăință. Pe copiii Lui Dumnezeu îi cheamă să fie milostivi. Dar când ne cheamă să fim milostivi, de fapt, El ne spune, fiți așa cum sunt eu. Mila lui Dumnezeu să nu este niciodată un sentiment străin de viața oamenilor. Ci dimpotrivă, mila sa are întotdeauna de-a face cu situații concrete în care Dumnezeu s-a implicat și continuă să se implice activ. Așa că, în același fel, în ce privește mila, mila noastră, nu este numai sentimentul care să ne încerce atunci când ne uităm la alții și zicem, vai, săracii, ci mila adevărată este mila care acționează. Este cumva compasiunea cu picioare. Adică face ceva. Nu numai se uită și-și freacă mâinile. Când vrem să învățăm mila, prin urmare, observăm că Dumnezeu din cer este standardul absolut al milei și de aceea este nevoie să dobândim același fel de milă. Ne vom uita un pic la felul de milă pe care
are Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu a dus la alegerea și la mântuirea noastră, la izbăvirea de păcat. Romani 9, 15 cu 16. El a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Când întâlnim îndurare, este tot milă. Sunt sinonime. Așadar, nu atâna nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Romani 9, 18. Așa astfel, el are milă de cine vrea. Și împietrește pe cine vrea. Și apoi Pavel spune în Tit, capitolul 3, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprănire, ci pentru îndurarea Lui. Prin spălarea nașterii de noi, noi era făcută de Duhul Sfânt. Deci prin îndurarea Lui, prin mila Lui. Mila lui Dumnezeu s-a manifestat și când poporul merita judecarea după lege și El a arătat milă. Psalmul 103, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. În mila Lui, Dumnezeu a găsit întotdeauna o portiță de scăpare pentru poporul Lui care se afla la necaz. Isaia 60 cu 10. Străinii vor zidi zidurile și împărații îți vor sluji. Căci te-am lovit în mânia mea, dar în îndurarea mea am milă de tine, zice Domnul. Slăvit să fie numele Lui. Mila lui Dumnezeu, de asemenea, frați și surori, se manifestă și prin situațiile de criză prin care trecem. Din criză nu abilitatea, priceperea noastră ne scoate, ci tot Domnul. Iacov 5:11. Noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșia dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Slavă Lui! Amin. Că El știe cât să fie măsura suferinței și când zice, gata, până aici. De aici încolo te scot din necazul acela. Hristos Iisus a venit pe pământ tot ca urmare a milei lui Dumnezeu. A venit, spune Luca 1:54, în ajutorul robului său Israel, căci a dus aminte de îndurarea lui. Sau cânta Maria, în versetul 78, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime. A fost tot îndurarea Domnului. Mila l-a determinat pe Hristos să-i trimită pe ucenici să predice. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necărjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Tot mila l-a făcut pe Iisus, după ce a predicat, să mulțească pâinile. Mi-e milă de gloata aceasta, a spus. Iată, de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu cumva, nu vreau să le dau drumul, ca nu cumva să reșine de foame pe drum. Iisus a scos demonii din îndrăcitul din Gadara din milă, i-a vindecat din milă pe cei 10 leproși și în prezent putem să spunem că îl avem pe Hristos în cer ca mare preot care mijlocește pentru noi cu milă. Spune Evrei 4:15. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Deci Hristos are milă de slăbiciunile noastre. El tratează slăbiciunile noastre cu milă, pentru că dacă ar trebui să fim iertați după dreptate, noi n-am meritat iertarea lui Dumnezeu. Bineînțeles că aceasta, când aflăm lucrul acesta, nu e încurajarea să păcătuim mai mult, ci să-i fim mai mulțumitor Domnului și să ne sfințim mai mult viața. Amin. Prin urmare, în calitate de credincios, Dumnezeu nu face altceva decât atunci când vorbește de milă, de a fi milostiv, spune, vino și însușește-ți standardul meu de milă și manifestă compasiunea și felul de milă al Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin. Dar, sigur că este mai ușor să te ascunzi după niște surogate, după niște forme de milă care nu sunt, n-au de-a face cu mila Domnului și cu standardul lui de milă. Există și un fel fariseic, adică de a dovedi mila cerută de Dumnezeu. Hristos ne-a avertizat să ne ferim de o asemenea atitudine. Ceva despre surogatele milei. Spune Domnul în Matei 6, luați seama să nu vă depriți de prierea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Tu
doar când faci milostenie. Nu suna cu trâmbița. Urmează să fac milostenie. Cum fac fățarnicii, în sinagogi, în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că așa lua răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. Amin. În mare un surogat al milei, sunt acele acțiuni făcute cu scopul de a fi remarcați și de a fi apreciați de oameni. De a crește prestigiul personal. Acesta este genul de acțiune care, de fapt, urmărește imaginea personală decât binele altora. În zilele noastre, lucrul acesta măcar se numește altcumva. Și anume se numește sponsorizare. În cel care sponsorizează, are un... La competițiile sportive, la... Așa, are un banner pe care scrie, ai? Asta este, ca să-și facă imagine. Acolo, dacă este o competiție de primă mărime, știu că se uită milioane de oameni și când joacă fotbal sau când, dacă e curse, văd imaginea mereu acolo. Și aceea, de fapt, este sponsorizare, nu este milostenie. Hristos a venit ca noi să punem mila, de asemenea, deasupra canalelor religioase. Farisei aveau tradiții calde, dar inimi reci, lipsite de dragoste și de compasiune. Și uitați ce le spune Matei 9:13. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă, voiesc, nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei, cei neplăniți, ci pe cei păcătoși. Adică Dumnezeu nu vrea în urma Lui niște oameni rigizi, stăpâniți numai de reguli, ci dorește mai degrabă credincioși altruiști, plini de compasiune față de cei de lângă ei. Hristos a mai comandat, și acesta este un surogat pentru milă, perfecționismul tipicar a celor care încercau să demonstreze că de fapt ei respectă legea în litera ei, însă ignorau aspectele cele mai importante. Și anume, spune Domnul Iisus, dreptatea, mila și credincioșia. În Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeceală din izmă, din mărar și din chimen. Și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Mai există alt surogat al milei ar fi, care nu are de-a face cu mila lui Hristos, cu mila lui Dumnezeu, acel care va avea parte de milă. Milos, adică celui care este milă de el. Aceea nu este milă, că e milă de lui. Știți ce zice povestitorul, scriitorul? Zice, mie cum? Zice, mi-e milă de tine, dar de mine mi se rupe inima. Atât de milos, el nu se poate uita când, la, oh, când face sânge, aia e milă. Nu despre mila asta a vorbit Domnului, merge la cruce. Când și-o văzut, oh, luați-mă de pe cruce, că uitați cât de mult sânge este aici. Acela mai degrabă este oarecum o narcisism împletit cu egoism și cu alte lucruri când se milă de propria persoană. Nu vrei să fii traumatizat, nu vrei să pățești nimic, nu vrei să te atingă. Deci mila de propria persoană nu este mila despre care vorbește Biblia. Mai există și mila fără acțiune. Ce este mila fără acțiune? Dacă gândeam, ești milos, așa? Da. Foarte milos. Atât de milos că pentru nimic în lume n-aș merge într-un spital. Nu m-aș duce undeva. Așa de milă. Sau să zici, voa, auzi ceva. Săraca Teodora Con, săracul Grigoraș, săracul Putare, sau săraca Sora Rozi. Dar niciodată mila aceea nu te-a împins la acțiune. Efectiv să prindă picioare și să întreprinzi ceva în sensul acela pentru oamenii aceia. Și acela este un surogat al milei. Surogat al milei este și atunci când zici mi-e milă de tine, cu sensul de, de fapt, e silă de tine. O milă din aceasta disprețuitoare. N-are nimic de a face cu mila biblică și Domnul nu a folosit-o niciodată. Dar atunci, cum să înțelegem? Că așteptarea lui Dumnezeu este să renunțăm la orice surogat de milă, să dovedim milă autentică, milă
mila învățată de la El. Adică de la Domnul Iisus. Dar cum arată mila Tatălui ca să putem manifesta același fel de milă? Păi vă citesc din Luca 6, de la 27 la 36. Că acolo așa încheie Domnul Iisus pasajul. Fiți dar milostivi cum Tatăl vostru este milostiv. Dar Doamne, cum să fii milostiv? Păi dați ce zice? Vă spun care mă ascultați. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și cealaltă. Dacă îți dă cineva, dacă îți ia cineva aina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Și celui ce-ți ia cu sila din ale tale, nu-i cere înapoi. Ce voi să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată ni se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce fac bine, ce răsplată ni se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată ni se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să ia înapoi tocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi celui preanalt. Căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așa înțelege Iisus Hristos milostivirea. Și un astfel de milă ne cheamă pe fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute. Amin. În al treilea rând, și aici este esența, vom privi la semnificațiile milei. Ca să nu înțelegem. Cred că de multe ori putem să o înțelegem în mod fragmentar. Fie luăm și o rogată de ea, să nu înțelegem toate dimensiunile și eu aici la semnificațiile sau la semnele, sensurile milei, mă voi referi la trei. Și sunt foarte importante și cred că Dumnezeu în egală măsură le așteaptă de la fiecare dintre noi. Primul și poate cel mai cunoscut îl avem relatat de Domnul Iisus. Nu o să citesc din cauza timpului toată pilda, dar l-avem relatat în Luca 10. De la versetul 25 la 27 cu cine? Cu samariteanul milostiv. Și anume, un prim sens al milei aici, o semnificație a milei, este mila care îi ajută pe cei în nevoie. Mila după Domn, după Dumnezeu, după standardele Lui, este mila care vede o nevoie și nu numai o plânge și torce Batista de Demona, ci se duce și ajută efectiv problema aceea. Pilda cu samariteanul o cunoaște și nu vă spun. Dar duceți-vă aminte că a fost pusă scopul. Întreabă unul când îi spune Domnul Iisus cine este aproapele meu. Da? Învățătorul legii, ca să zic ce să moștenesc, ca să ce să fac ca să primesc viața veșnică? Ce este scris? Cum citești? Să iubești pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău? Așa fă. Dar Doamne, dar cine este aproapele tău? Și Domnul Iisus schimbă toată, în pilda aceasta, toată filozofia acelui om și îi spune, n-ai pus problema bine. Nu cine este aproapele meu. Pentru cine sunt eu aproapele. Așa se pune problema. Nu cine este aproapele meu. Hristos ne-a învățat că suntem chemați să fim aproapele pentru cine? Pentru cel care este în nevoie. Aici milă înseamnă compasiunea profundă față de problemele, față de suferința altuia. O milă care nu stă pasivă, acționează în vederea rezolvării acelei stări. Păi dacă ești milos, ar trebui să știi că în această săptămână Irina poate, Domnul să o binecuvinteze. Ai acoperit o astfel de nevoie. Ai sublinit o anumită problemă și te-ai lăsat folosit de Domnul în direcția aceea. Dacă nu mai stai acasă, ai auzit pești, ai la televizor, ai săraci de 200 care vor păzând Somalia sau nu știu ce, aceea nu este milă. Am învățat să ne spunem părerea, tocmai acum învățăm, în privința avortului. Dar, de fapt, copiii lui Dumnezeu ar trebui să fie primii care să manifeste milă față de orice nedreptăți care se comit asupra oamenilor. Îngrădirea libertății, de felul în care le-a spus fratele Dorin, manifestație, niște cu adevărați oameni care au milă, când ar fi auzit lucrul acesta, a doua zi s-ar fi dus cu pancarte în fața liceului. Suntem aici, dați-ne afară pe toți. Mai ales
Dumnezeu. Dar mai ales să demonstrăm milă. Să ne alăturăm de a-i sprijini pe oamenii oprimați, persecutați, neglijați, oropsiți, nedreptățiți, înfometați, lipsiți de îmbrăcăminte, crearea unor servicii care să deservească exclusiv ce se întâmplă aici, asemenea unui club exclusivist, n-are cum să fie manifestare de milă când Biserica Domnului, oamenii care o formează, se duc și îi caută pe astfel de oameni, acolo unde se află ei, aceea este milă, pe cei lipsiți de îmbrăcăminte, de cele care sunt lipsiți de cele necesare subsistenței, pe muripunzi, bolnavi în ultima fază, față de cei respinși de societate și cei nebăgați în seamă de nimeni. Mila care îi ajută pe cei în nevoie. Acesta este un prim aspect al milei. Și este numai unul din trei aspecte ale milei. Ai o astfel de milă. Poți să înșiri câteva situații în care așa faci, nu întâmplător, ocazional, ci ești cu adevărat milostiv în felul acesta, ca să ai parte de milă. Când am fost la biserica din Curtici, în urmă cu câtva timp, am auzit o istorioară, adică personal, casierul bisericii a ținut să mi-o spună, care m-a făcut să fiu mândru că sunt eu, și eu legat de orașul Baia Mare. Și cred că este momentul să vă povestesc. El, probabil este inginer sau așa, dar în anii comunism, în anii 80, a venit în delegație la Baia Mare. Și pentru că îi place și muzica, avea nevoie de corzi de chitară. Și am înțeles că care cea mai mare nevoie de, de corda sol, de asta nu că mai am reținut bine. Cred că așa mi-a spus. Mă rog, corda sol, da? S-a dus la magazinul de muzică aici și normal, acum cine îți dă la corda sol? Îți dă tot setul de corzi. Dar probabil nu avea nici atâția bani. N-au și vânzătorul, domnule, nu-l putem, dar n-avem cum. Dar tu erai să mai stau, pentru că poate să schimbă vânzătoarea și dacă așa am vrea sau cumva. Și într-adevăr a mai stat și mi-a venit alt schimb la magazinul cu muzică aici și o altă vânzătoare, domnule, acela nu vă putem da. Cine vă dă numai corda sol? Atunci o să zic el, dacă nu se poate nici dați-mi-le, a cumpărat mai multe, că lua pentru biserică. Și pe cine vă fac bon, Andreea? Și a zis, faceți, a zis, Biserica Baptistă Curtici. Atunci femeia aceasta a tresărit și a zis, sunteți credincios, sunteți pocăit. Era pe vremea comunismului. Și a zis, da, nu, stați un pic, că poate putem rezolva și altfel. Și, într-adevăr, nu știu unde s-a dus, în afara magazinului, și după aceea a zis, cunosc un, pe cineva care vă poate da curs la chitară. Și nu știu cine a fost, dar în orice caz, i-a dus numai corz sol, așa cum a avut el. Și a mai zis ceva. Trenul lui era la miază de noapte, la ora 1. Și a zis, când am vorbit cu omul acela, și-au aflat doi credincioși, erau, nu știu cine sunt. Le-au uitat numele. Dar ce-a știut a fost că erau noi în credință. S-o soție mai în vârstă. Au insistat ca să meargă la ei acasă. A spus, nu se poate ca un credincios în orașul nostru să stea până la unul noaptea undeva și l-au chemat la ei acasă. A zis el, când am mers la ei acasă, zice, ei erau noi în credință, m-a pocăit recent, și nu cunoșteau, nu știau, atunci învățau unde se află cărțile în Biblie. Și își scrieau unul cu altul, așa se jucau. Aveau un borcan pe masă, mi-a spus acest frate, și își dădeau unul la altul. Caută cu tare lucru. Caută la Ezra. Caută Estera. Caută Sabe. Și așa învățau să caute în Biblie. Își dădeau referințe. A văzut dragostea lor. L-au așezat la masă. I-au lustruit pantofii. Au spus, frate, culcă-te. Ei nu s-au culcat. Și-au stat la masă în bucătărie și i-am auzit cum se roagă pentru mine, pentru familia mea, pentru călătoria, nu se ducea săracul cu Honolulu, era până la Arab cu trenul. Dar s-au rugat să fie în siguranță. Atunci, zice, mie mi-a fost rușine și dor. M-am dus și eu să mă fac și au zis, frate, dumneavoastră aveți nevoie de odihnă, le rugăm noi. Și atâta de marcat a fost, încât atunci, spune, se dădeau apartamente,
Zice, îți vei găsi loc de muncă aici. S-a dus acasă la soție. Stăteau cu socri, aveau și casa lor. Dar a discutat cu soția și au fost pe punctul de a lua decizia să se mute în Baia Mare. Atâta de puternică a fost influența acelei familii, acel concurs de împrejurări, începând cu vânzătoarea de la magazin, cu cel care i-a făcut rost de corzi, și apoi cu doi oameni, doi în credință, cu adevărat milostivi, care și-au deschis casa pentru că un copil al Domnului se rostea pe afară. Cum ar arăta imaginea aceasta în zilele noastre? Milă, milos, înseamnă unul care îi ajută pe cei în nevoie. Mai dureros, al doilea aspect al milei, semnificația milei, este mila care îngăduie. Mila care iartă. Mila care tolerează. Îmi dau seama că, cum le voi enumera pe acestea trei, suntem mai repetenți. Matei 18, 21 la 35. O să mă străduiesc să citesc repede. Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori se ierte fratele meu când va păcătui? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția celor se aseamănă cu împărat care a vrut să se socotească cu robii lui. A început să facă socoteala, i-au adus pe unul care-i datora 10.000 de galbe, fiindcă n-avea cu ce plăti. Stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea. Și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a înclinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti. Stăpânul robului acelea, făcându-i, se milă de el. I-a dat drum. Și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care i-a dat 100 de lei. A pus mâna pe el și le strângea de chip. Am nevoie. Îl strângea de gât și zicea, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășul lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. S-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea și tu să ai milă de tovarășul tău care acum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Este clar aici în pildă că stăpânul din pildă este Dumnezeu. Ori el se supără ori de câte ori noi nu dovedim milă, îngăduință față de cei care ne-au greșit. Nimeni, niciodată, dragii mei, nu ne va greși atât când i-am greșit noi lui Dumnezeu. Asta este clar. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Și atunci Dumnezeu socotește că este justificat ca cine a beneficiat de milă să arate la rândul lui milă. Amin. În Coloseni 3, 12 cu 13. Îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Iertarea noastră de către Dumnezeu să nu înțeleagă cineva că se face pentru că iertăm noi pe alții. Sau că nu iertăm. Atunci n-ar mai fi nevoie de crucea lui Hristos. Suntem iertați de Dumnezeu când credem în Hristos și când ne pocăim. Pocăința aduce pentru noi iertarea lui Dumnezeu, dar tot pocăința este cea care ne face să capabil să iertăm pe cei care ne greșesc. Așa că atunci când nu-i putem ierta pe cei care ne-au greșit, știți ce înseamnă? Înseamnă că nu ne-am pocăit de adevăratele. Și dacă nu ne pocăim, este evident că Dumnezeu nu ne va ierta niciodată. Însă natura schimbată, natura nouă, ne face întotdeauna capabili de iertare. Numai cine a experimentat mila și iertarea lui Dumnezeu și o cunoaște. De unde l-a scos Domnul și cât i-a iertat, la rândul lui va fi capabil să dovedească milă. Copiii
copilul Domnului, copil autentic al Domnului, prin urmare, va fi totdeauna milos, milostiv, gata să ierte și să arate îngăduință față de cei care i-au greșit. El va fi gata să îi iubească, deoarece știe că la rândul lui i s-a iertat mult. Amin. Amin. Ce este milă? Mila nu dă jucării, ci mila aceasta pe care o are și Dumnezeu. Mila care ajută pe cei în nevoie. În al doilea rând, mila este mila care îngăduie, mila care iartă, mila care tolerează. Și în al treilea rând, altă semnificație a milei, este mila care mărturisește. În Iuda 1:23 scrie asta. Căutați să mântuiți pe unii, spune Iuda, fratele Domnului, sfulgându-i din foc de alții. Iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Atitudinea noastră față de lume trebuie să fie asemenea milei Domnului. Oamenii miloși, după mila lui Dumnezeu, sunt oamenii care mărturisesc. Că de aici vine mărturisirea din milă. Când nu spui la nimeni despre Hristos, tu n-ai milă. N-ai milă. Că tu nu-i vezi cum îi vede Dumnezeu, atirați deasupra focului iadului. Oamenii din lume nu trăiesc după voia Domnului, de aceea sunt sortiți pe inimii și judecății lui Dumnezeu. Noi suntem chemați să dovedim milă. Mila lui Hristos ne va împinge la dorința de a-i vedea salvați de focul judecății. Credincioșii care cu adevărat au milă se vor uita la cei din jurul lor, la rudeniile lor, la soț, la soție, la copii, la cei dragi. Ne mântuiesc cu dorința de a-i salva din focul iadului, care îi așteaptă dacă nu se împacă cu Dumnezeu. De aceea spune pe unii, smulgându-i din foc, că autorul are asemenea compasiune milă ca mila Domnului, că îi vede atârnând deasupra flăcărilor iadului. Asta se întâmplă cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ce-i viața? Este ca un fir. Ca un fir subțire. Odată poate fi tăiat. Te miri numai când auzi de oameni care l-ai văzut, da. Și tu poți fi unul dintre ei. Acum să umpli pe aici și mâine tai de cealaltă parte a veșniciei. Și dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu. Și atunci, mila, cu adevărat milă, este când mă uit înspre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și zic, vai! Iartă flăcările iadului. Dacă se întâmplă ceva, dacă se întâmplă ca Dumnezeu să spună până aici și nu mai apucă noaptea care vine, o veșnicie întreagă se chinuie în flăcările iadului și dintr-o dată pe tine te cuprinde mila, asta e mila adevărată și zici, Doamne, dar nu vreau ca cei dragi ai mei să ardă în flăcările iadului. Mă așteaptă-mă, Domnul Mic, și te îmbraci. Și te duci repede și le spui despre mântuirea Domnului. Aceasta este milă. Aici este o asociere în Iuda de termeni paradoxală. Milă, frică și ură. Așa spune aici, da? Milă de ei, cu frică, urât până și cămașa mânjită de carne. Adică este nevoie să ai milă de cel păcătos ca să-i poți mărturisi. Că nu-i cum zic oamenii, că suntem plătiți, că mă așeze, că le dau bani, apoi cine ți-l dă să vedere? Poate atunci Armania mai duce. Domnul să ne ierte, că mila trebuie să ne determine numai. Amin. Dar n-are cine, da? Frică de contaminarea cu păcatele lui și ură față de viața lui veche, cu patimile murdare, care totdeauna trebuie curântă. Oare, întreb, există în noi mila care ne învinge la mărturisire? Pentru cei care au ridicat mâna, îi vedem de cei neîmpăcați cu Dumnezeu că sunt suspendați deasupra focului iadului și prin mărturisirea noastră și pocăința lor, evident, îi putem smulge de acolo, Domnul să ne ajute ca astfel de milă să avem. Amin. Și în final, surpriza milei. Cei milostivi, dar nu cei care nu ar putea dă o găină în viața lor. Cei milostivi, cum am spus aici, vor avea parte de milă. Extraordinară surpriză când vom sta înaintea lui Dumnezeu sau când miloșii stau înaintea lui Dumnezeu. Vor întâlni mila lui Dumnezeu.
Dar cum să avem parte de milă? Dar n-am beneficiat noi odată de mila Domnului când am fost mântuiți. Ba da. Dar adevărul este că noi nu putem trăi o secundă din viața noastră fără mila lui Dumnezeu. Slavă Lui! Am devenit copiii lui Dumnezeu prin mila sa. Dar frați și surori, să nu credem că în rai vom accede, vom ajunge prin faptele noastre. Iuda 21 spune, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului Iisus Hristos pentru viața veșnică. Așteptați mila Lui pentru viața veșnică. În calitate de creștini, urmează să stăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos pentru a primi răsplată sau nu primi nimic. Asta scrie Corinteni 3 de la 10 la 15. Ce ai construit? Aur, argint, pietre scumpe sau paie, trestie? Cum am vrea să se poarte Hristos cu noi? Cu aceeași lipsă de încăduință cum ne-am purtat noi? Sau vrea să se arate milă? Păi, hai că asta e mai ușor pentru om să zici. Alții mi-au greșit. Bine, ți-au greșit. Dar când ești ranchiunos, că nu poți uita, că nu poți ierta, când relațiile se frâng din cauza asta, tu vrei să aștepți milă, sus în cer? Ce fel de răsplată am dorit să primim din partea lui Dumnezeu? Cum merităm? Dacă vor, ar fi două ghișei. Doamne, dăm cum merită, Doamne. Sau să mergi acolo să zici, Doamne, dăm după mila Ta. Este ca și copilașul acela care s-a uitat cu jin, sărăcuțul, sprențuit, desculț, din vitrina magazinului, într-o zi de toamnă târzie, și-a revenit la bomboanele de acolo dinăuntru. Și omul acela i s-a făcut milă și l-a chemat înăuntru. Și-a zis, uite, copilașule, i-am văzut că te-ai uitat acolo și zis, te las, ies cu mânuța ta, câte îți poți lua cu mânuța ta? Mi-a venit să creadă acelui copil. Și s-a gândit cum își va umplea el mânuțele cu bomboane. Apoi a ezitat. Și a înțeles că este o secundă de milă pentru omul acela, de bunătate. Și a zis, nenea, vă rog ceva. Vă rog să îmi dați dumneavoastră cu mâinile dumneavoastră, că până dumneavoastră este mai mare. Și atunci, omul acela pe gătorii cu om, vine scavatorul și până cu bomboane. Ce-ai vrea? În ziua aceea, tu să-ți cauzi răsplată cum ți-ai câștigat cu mâinile astea mici? Sau să zici, Doamne, mâinile Tale sunt mai mari. Mâini care au stat întinse pe cruce. Vreau răsplată datorită milei Tale, Doamne. Dar, frați și surori, cum să putem îndrăzni să cerem mila Domnului în ziua aceea? Dacă noi n-am fost miloși de aici, de pe pământ. Așa că, chemarea Domnului Iisus este, dragul meu, draga mea, uite ce milă trebuie să ai tu. Mila gata să sară în ajutor, să suplinească nevoi, să șteargă lacrimi. Dovedește mila care iartă, care îngăduie, care tolerează oricât ți s-a greșit. Dovedește mila care mărturisește. Mila care smulge, care îi smulge pe oameni din flăcările iadului. Că oamenii mântuiți asta fac. Starea lor este de oameni suspendați deasupra iadului. Atât ai firul vieții. Și când ai căzut și când se taie, în iad ajungi, dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu. Ești gata să ai astfel de milă? Să te duci și să-i spui? Încheiem această dimineață. Dar nu putem încheia fără a ne duce la înaintea Domnului. În rugăciune. Acum, nu mai pun să ridicați mâna. Dar pe cei care doresc o astfel de milă, ei nu poți divaga. Nu ai cum să te rogi la altceva. Numai pentru asta. Doamne, schimbă-mă din milosul care s-a acum, milă de mine, milă teoretică,
mila care să ajute concret. Doamne, dă mila aceea care pe orice orice mi-ar greși, iartă. Că nu există om pe fața pământului să îmi poată greși când mi-a iertat Dumnezeu mie. Doamne, dă mila care mărturisește. Mila care nu stă liniștită când alții sunt suspendați deasupra flăcărilor iadului. Mila care se duce și spune. Mila care vorbește. Care își deschide cura că există salvare în mâinile unui Mântuitor minunat. Amin. Cu astfel de oameni ne rugăm. Care cer nu pentru alții, pentru ei mila aceasta.